Am să vă spun o ghicitoare. Trece nevăzut, repede de necrezut. Nu fuge, nu sare, rost mare în lume are. Ghici ce e? Timpul, bineînțeles. Nici nu e nevoie să ni se dea prea multe detalii. Când auzim că trece prea repede, deja știm despre ce e vorba. Trăim grăbind ziua de azi și așteptând ziua de mâine. Unul din lucrurile constante din viața noastră de adulți e graba. De dimineața până seara suntem mereu pe grabă. Pregătim micul dejun pe grabă, zorim copiii să iasă pe ușă, la serviciu ne așteaptă o listă lungă cu treburi de făcut, iar acasă ne războim cu temele, cu mâncarea, cu rufele, cu praful de pe mobilă. Nu avem timp să privim cerul pentru că suntem mereu cu ochii pe telefon. Suntem prea agitați să ascultăm nimicurile copiilor pentru că aducem acasă problemele de la serviciu. Mâncăm pe grabă, nu avem răgaz pentru discuții profunde, le aruncăm copiilor noștri un nu am timp uzat de atâta repetiție. Oare cine ar putea scoate din caruselul grabei în care ne învârtim fără oprire? Când John se întoarse de la serviciu seara târziu, o găsi pe fica sa de 8 ani, Tiffany, așteptându-l nerăbdătoare în pragul ușii. Se îndreptă spre bucătărie, iar copila îl urmă. Cât câștigi pe oră, tati? Foarte obosit și stresat, John se enervă când auzi întrebarea. Nu e treaba ta, îi răspunse răstit copilei. Tiffany însă insistă. Te rog, tati, spune-mi, cât câștigi pe oră? Bine, mârâi John, câștig cam 20 de dolari pe oră. Tiffany continuă. Tati, poți să-mi împrumuți 10 dolari? Nici nu te gândi, spuse John, părăsind furios camera. Mai târziu, John se simți vinovat pentru felul în care se comportase cu fiica sa. Se duse în camera ei și o găsi încă trează și cu lacrimi în ochi. Scoase din buzunar o bancnotă de 10 dolari și i-o întinse copilei cu blândețe, încercând să-și răscumpere purtarea. Se așeză pe marginea patului, întrebând-o pentru ce îi trebuiau banii. Tiffany zâmbi larg, sări din pat bucuroasă și se repezi spre un sertar. Scoase de acolo un pumn de monede și de bancnote mototolite. Așeză mica comoară pe pat, adăugă bancnota căpătată de la tatăl ei și împinse grămada spre John. Tati, acum am 20 de dolari. Pot să cumpăr pentru mâine o oră din timpul tău? Da, copiii ar face orice pentru a-și petrece timp cu părinții lor. Paradoxal e că și noi, părinții, spunem că am face orice pentru copiii noștri. Problema e că atunci când tragem linie, nu mai iese socoteala. Noi, adulții, sfârșim frustrați de atâta alergătură și goană după vânt, iar ei se refugiază în lumi virtuale care nu le împlinesc nici nevoia de conectare, nici pe cea de dragoste. Bine ar fi să pricepem că timpul nu ne aparține. E darul lui Dumnezeu pentru noi. Nici măcar nu putem ști cât ne e dat să trăim. Așa că hai să răscumpărăm vremea, cum bine spunea Apostolul Pavel. Să nu ne trezim că își sparg copiii pușculița pentru a-și programa o întâlnire cu propriilor părinți. Sau și mai rău, să nu descoperim peste ani că ne-am înstrăinat de copiii noștri. Am putea începe schimbarea cu o simplă întrebare. Pentru ce atâta grabă?